Bună! Sunt Oz și astăzi vreau să vă arăt unul dintre trucurile mele preferate de make-up. Mai exact cum fac să obțin acel efect de buze mărite doar cu un simplu creion. În cazul meu, buza inferioară este mai mare decât buza superioară și atunci voi încerca prin machiaj să creez un echilibru. Voi trasa un contur pe buza superioară care să depășească foarte, foarte puțin conturul natural. Însă voi avea grijă ca în colțuri să revin pe conturul natural pentru a arăta cât mai bine. Pe buza interioară voi merge pe conturul natural pentru că sunt mulțumită de dimensiunea ei. Însă dacă aveți o buză mai subțire, puteți proceda la fel, practic să depășiți foarte puțin conturul, însă în colț nu uitați să reveniți pe conturul natural. Haideți să vedeți cum fac eu. Voi aplica același creion pe toată suprafața buzelor. Uneori mai aplic doar un strat foarte subțire de strugurel, însă de această dată am să folosesc un ruj de la MAC din colecția Cinderella și am să-l aplic doar pe interiorul buzelor. Asta a fost tot. Iată cât de simplu este să obțineți buze pline și senzuale.